Gătitul pe aragaz a provocat simptome de astm la peste 700.000 de copii din Uniunea Europeană anul trecut. Aceasta este concluzia a două organizații europene, bazate parțial pe cercetarea Organizației Olandeze pentru Cercetare Științifică Aplicată. Mașinile de gătit cu gaz produc dioxid de azot, particule și alte substanțe nocive care pot cauza probleme grave de sănătate. Raportul grupului non-profit de eficiență energetică și Alianței Europene pentru Sănătatea Publică cu contribuții tehnice ale Organizației pentru Cercetarea Științifică Aplicată sugerează că gătitul cu gaz într-o bucătărie obișnuită fără ventilație mecanică provoacă poluare cu dioxid de azot care depășește recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului și standardele Uniunii Europene privind poluarea aerului exterior de mai multe ori pe săptămână pe parcursul anului. Teste de laborator separate ale Organizației pentru Cercetare Științifică Aplicată au arătat că aragazele au produs și monoxid de carbon, particule ultrafine și alți poluanți care pot provoca efecte grave asupra sănătății, în special pentru copii. Numărul de copii din Uniunea Europeană cu simptome de astm bronșic apărute în ultimele 12 luni din cauza gătitului cu gaz este estimat la peste 700.000 sau 12% din cazurile actuale de astm la copiii din Uniune, potrivit raportului. Peste 100 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene gătesc cu gaz, inclusiv mai mult de jumătate din toate gospodăriile din Ungaria, Italia, Olanda, România și Slovacia. Grupurile de sănătate se tem că situația s-ar putea înrăutăți în special din cauza crizei energetice din această iarnă, deoarece oamenii reduc aerisirea pentru a economisi căldură și bani, relatează ziarul românesc.de.